Fie că vrei să te pregătești pentru un examen sau un interviu, fie că vrei să-ți traduci un text din română în altă limbă sau viceversa, sau poate vrei niște idei pentru un proiect sau o lucrare scrisă la care lucrezi, ChatGPT poate fi o unealtă foarte puternică în arsenalul tău. În acest video ne vom concentra pe cum să utilizăm ChatGPT în română pentru a crea conversații realiste cu utilizatorii diverși prin intermediul unei aplicații de chat sau unui asistent virtual. Și mult mai mult de atâta. Pentru a începe, trebuie să ai acces la modelul de limbaj ChatGPT. Acest lucru poate fi obținut prin intermediul unei platforme de dezvoltare sau a unui serviciu de cloud computing. Evident, avem aceste lucruri puse la dispoziție de site-ul OpenAI. Pentru a realiza acest lucru, ne vom concentra pe următoarele aspecte. 1. Crearea unui cont pe site-ul OpenAI. 2. Folosirea interfeței ChatGPT de pe OpenAI și 3. Utilizarea ChatGPT prin prompturi și întrebări. Bun, în primul și în primul rând, tipăriți ChatGPT în Google Search barul vostru, observați adresa de la OpenAI, apăsați acolo pe primul link și aici, în pagina asta, apăsați pe Try ChatGPT. Apăsați pe butonașul de Sign Up. Aici aveți opțiunea să vă scrieți adresa de mail, să continuați cu Google sau cu Microsoft Account. Google e cel mai ușor. În momentul acesta, site-ul vă creează login-ul și vă întâmpină cu un mesaj de bun venit. Acum pentru voi, fiind prima utilizare, după ce introduceți adresa de mail sau selectați Google Account-ul, site-ul vă va întreba câteva detalii personale. Trebuie să vă dați un nume cu care veți interacționa cu ChatGPT. Ulterior, site-ul vă va întreba de un număr de telefon. Nu vă speriați, nu vă fură nimeni date sau informații personale. Site-ul face chestia asta, vă cere un număr de telefon ca să vă identifice ca pe o persoană reală și nu un spam bot care încearcă să le atace sistemul ChatGPT, evident, da? Introduceți fără nicio grijă numărul vostru de telefon acolo, iar după ce l-ați introdus corect, pe numărul de telefon veți primi gratis un SMS cu un cod. Acest SMS cu un cod îl deschideți pe telefon și copiați de mânuță codul respectiv la voi pe calculatoare. Haideți să vedem acum cum interacționăm foarte rapid cu consola. Observați aici că aveți ecranul principal. New chat, light mode sau dark mode, eu prefer dark mode-ul. Aveți Discord-ul celor de la AI, updates și logout. Tot în chenarul principal deasupra bării în care puteți să introduceți search termurile voastre sau întrebările, aveți câteva exemple despre cum să folosiți acest ChatGPT, citiți-le înainte. Interacțiunea directă se face prin prompturi sau întrebări către modelul ChatGPT. Evident, acest lucru poate fi făcut prin intermediul unei interfețe de programare a aplicației sau un API sau a unei interfețe de linie de comandă numită CLI. Noi vom folosi interfețe de linie de comandă CLI în cazul nostru. Modelul ChatGPT va genera un răspuns natural și coerent la promptul sau la întrebarea ta. Folosește răspunsul generat de modelul ChatGPT pentru a continua conversația. Poți face acest lucru prin adăugarea unui nou prompt sau întrebare sau prin a-l folosi ca punct de pornire pentru o nouă discuție. Unul dintre avantajele utilizării ChatGPT este că poate fi customizat pentru a răspunde la întrebări specifice sau pentru a oferi informații despre un anumit domeniu. De exemplu, îl poți antrena să răspundă la întrebări care le regăsești în general la interviuri. Deci te poți antrena cu acest AI pentru potențiale interviuri. În exemplu nostru aici încercăm să-i verificăm creativitatea. Vorbim despre niște personaje fictive din niște filme pe care cu siguranță le cunoaște, deoarece ChatGPT este actualizat până în anul 2021, după cum vă spuneam și într-un video precedent. Îl vom întreba, îi vom pune o serie de întrebări în același chat contextual pentru a vedea cât de departe poate să meargă cu înțelegerea pe firul discuției și cât de natural poate să ne răspundă. Și veți observa că o va face foarte, foarte natural de altfel. Oricând puteți să apăsați butoanele Try Again sau butonul New Chat.
Try again este folosit pentru a da un nou răspuns sau un răspuns similar cu cel dat înainte, dacă nu vă convine cumva răspunsul care vi l-a dat inițial, iar new chat va șterge practic cu buretele toate informațiile pe care i le-ați scris până în momentul respectiv. Pe firul discuției noastre din momentul acesta, veți observa că inițial nu recunoaște personajul la care ne referim până nu introducem alte keywords-uri sau cuvinte cheie care să-l îndrume înspre subiectul de discuție. Deci nu este infailibil. Încă o dată vă spun chestia asta, aveți mare grijă cum îl folosiți. Da? Întotdeauna este bine să încerci să-l ajuți cu câteva cuvinte cheie, cum spuneam mai devreme. Gândiți-vă că este un Google Search Engine, dar care poate să gândească până la un anumit punct pentru el. Da? Puteți observa că începe din ce în ce mai coerent să ne răspundă la întrebări pe măsură ce acumulează informații din întrebările noastre și își verifică baza de date pe care o apelează. În concluzie, ChatGPT este un model de limbaj puternic care poate fi utilizat pentru a crea conversații realiste cu utilizatorii prin intermediul unei aplicații de tip chat sau a unui asistent virtual. Utilizarea sa este simplă și poate fi customizată pentru a răspunde la întrebări specifice sau pentru a oferi informații despre diverse domenii. Sper că acest mic tutorial v-a oferit informațiile de care aveți nevoie pentru a începe să utilizați ChatGPT în proiectele dumneavoastră. Dacă aveți întrebări sau sugestii, nu ezitați să lăsați un comentariu mai jos, sub acest video. Vă mulțumim pentru că ați urmărit tutorial complet de folosire al ChatGPT în română. Comentați, vă rog frumos, în secțiunea de comenzi a acestui video dacă sunteți sau nu de acord cu afirmația aceasta. Aici este secțiunea de comenzi sub orice video, o găsiți imediat scrollând un pic în jos.